Sucevenii care practică agricultura ecologică trebuie să se înregistreze la Direcția pentru Agricultură până la data de 16 mai și să completeze fișele de înregistrare. În schimb, în cazul celor care intră pentru prima dată în sistemul agriculturii ecologice și nu solicită sprijin financiar, înregistrarea activității poate fi realizată până la data de 15 decembrie a fiecărui an. Până în prezent au fost înregistrați un număr de 652 de operatori. În fiecare an, cei care practică agricultura ecologică trebuie să se înregistreze la Direcția pentru Agricultură până la data de 16 mai. Anual, operatorii din sistemul de agricultură ecologică își înregistrează activitatea la Direcțiile pentru Agricultură județene până la data de 16 mai inclusiv. Fac excepții. Operatorii care intră pentru prima dată în sistem și nu solicită sprijin financiar, precum și operatorii care desfășoară activități în domeniile procesare, comerț pe piața internă sau comerț pe piața intracomunitară, import, export, floră spontană și acvacultură, care își pot înregistra activitatea până pe data de 15 decembrie a fiecărui an. Excepții fac și producătorii din producția vegetală, animalieră și din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și din programul operațional pentru pescuit, cu condiția prezentării copiei de pe contractul de consultanță sau contractul de asistență și sau a declarației pe propria răspundere, prevăzută în anexa numărul 8, numai în situația elaborării proiectului de către solicitant. Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare doar la Direcția Agricolă pe raza județului în care au sediu social. Fișele de înregistrare trebuie să fie însoțite obligatoriu de alte documente, respectiv contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare, precum și declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrieri în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anex numărul 9. Ulterior, fișele de înregistrare ale operatorilor se avizează și se aprobă de către Direcția pentru Agricultură Județeană. Potrivit directorului executiv al Direcției pentru Agricultură Suceava, până în prezent au fost înregistrați un număr de peste 600 de operatori. Numărul de operatori înregistrați în agricultura ecologică în anul 2016 a fost de 964, iar produsele ecologice înregistrate 14. Până la această dată, în anul 2017, s-au înregistrat 650 de operatori. Aș mai sublinia faptul că suprafața ocupată cu cei care practică agricultură ecologică în anul 2016 a fost de 7502 hectare, o suprafață în regres față de anul 2015, dar ne manifestăm speranța că cei care se vor îndrepta către agricultura ecologică vor fi mai mulți în perioada ce urmează.